inimii. We're talking about deliverance, so I'm going to put the word deliverance in there. Vorbim despre izbăvire și de aceea am pus în paranteză și cuvântul izbăvire. Not to be regretted. Care nu e regretată niciodată. But sorrow of the world, însă întristarea lumii, produces death. Duce la moarte. Now I want you to look up at me. Vreau să vă uitați la mine. We got two sorrows here. Sunt două feluri de întristare. They are both genuine sorrows. Amândouă sunt întristări reale, veritabile. It's not one's a real sorrow and one's a false sorrow. Nu că una ar fi întristare reală și cealaltă falsă. No, they are genuine sorrows. Ambele sunt întristări veritabile. They both confess they've sinned. Amândouă mărturisesc păcatul. If you remember, Judas said, I've sinned. Vă amintiți? Iuda a spus, am păcătuit. If you remember, King Saul said to the prophet Samuel, I've sinned. Amintiți-vă, împăratul Saul i-a spus profetului Samuel, am păcătuit. Yet Samuel's next words were, you just lost your kingdom, Saul. Dar următoarele cuvinte ale lui Samuel au fost, tocmai ai pierdut împărăția, Saule. Balaam. Balaam said to the angel of the Lord, i-a spus îngerului Domnului, I've sinned. Am păcătuit. But yet God had him executed with the Dar sword. Dar Dumnezeu a vrut să fie apoi pedepsit cu sabia. Both sorrows have remorse. Ambele întristări au de-a face cu regretul. Judas took the money and threw it back in the temple. Iuda s-a dus și a aruncat banii în templu. I don't want it. Nu-i mai vreau. I've sinned. Am păcătuit. I'm confessing I sinned. Mărturisesc păcatul meu înaintea Domnului. Both sorrows can have tears. Ambele întristări pot să fie însoțite de lacrimi. In fact, godly sorrow can have no tears and worldly sorrow a lot of tears. De fapt, se poate uneori ca întristarea evlavioasă să nu fie însoțită de lacrimi, iar întristarea falsă să fie însoțită de lacrimi. What's the difference? Care e diferența? The difference can be seen in the life of two kings. Întristarea poate fi văzută în viața celor doi regi. King Saul disobeys God. Regele Saul a fost neascultător față de Dumnezeu. That's sin. Asta e păcat. Adam didn't jump in bed with a prostitute in the garden. Omul ăsta a fost împreună cu o femeie stricată în grădină. Adam a fost cu femeia stricată. He just disobeyed what God told him. A fost neascultător față de ceea ce Dumnezeu i-a spus. Okay, so Saul disobeys God. Saul este neascultător. The prophet Samuel comes. Vine profetul Samuel. Backs him into the corner. Îl pune la colț. Which is what prophets do. De fapt, asta fac profeții în general. And Saul goes, I've sinned. Și Saul zice, am păcătuit. But you know what? His next words were? Știți care au fost următoarele cuvinte? Samuel, honor me now in front of my leaders and my people. Samuel, înalță-mă înaintea poporului și liderilor. In other words, you've publicly embarrassed me. Cu alte cuvinte, hei, m-ai jenat în public. King David, împăratul David, commits adultery, comite adulter, to cover it, și l-ascunde, he murders the woman's husband. Și a ucis soțul acelei femei. Unthinkable. De neimaginat păcatul ăsta. The prophet Nathan comes to him. Vine profetul Nathan la el. Backs him into the corner. Îl pune și pe el la colț. David goes, I've sinned against the Lord. Și David spune, am păcătuit împotriva Domnului. He falls on his face. Și el cade cu fața la pământ. Couldn't care less what his leaders and the people thought. Nu-i mai păsa în clipa aceea ce gândesc liderii. And the cry of his heart in Psalm 51. Și strigătul din inima lui din Psalmul 51. God against you only and you only have I sinned. Doamne, numai împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. The focus of his sorrow was him. Focusul întristării lui era Dumnezeu. Worldly sorrow, întristarea lumească, focuses on you. Se focalizează pe tine. What are the consequences I'm going to face? Care sunt consecințele pe care o să le întâmpin? Will I lose my job? O să-mi pierd locul de muncă? Will I lose my ministry position? O să-mi pierd poziția din lucrare? Will I be judged? O să fiu judecat? Will I burn in hell? O să ard în iad? Focuses on you. Asta se focalizează pe tine. Godly sorrow, întristarea evlavioasă, focuses on him. Se focalizează asupra lui. I've hurt the heart of the one I love. Am auzit inima celui pe care îl iubesc. God showed me. Dumnezeu mi-a arătat. He said, son, și a spus, fiule, when you open up with Lester Sumrall in 1984, când tu ți-ai deschis inima înaintea lui Lester Sumrall în 1984, you were scared, tu erai speriat, that sin of lust, păcatul acela al poftei, was going to hold you back from the international call that you knew was on your life to preach the gospel. Se teamă doar de faptul că păcatul acela te va împiedica să nu mai ajungi un lucrător cu o lucrare influentă. The focus was you. Focusul erai tu. Worldly sorrow. Era o întristare lumească. But after 9 months, dar după 9 luni, of crying out to know me, strigând, Doamne, vreau să te cunosc pe tine, your heart, inima ta, when you went into that fast 9 months later, tu ai început 9 luni mai târziu să postești, was breaking. Inima ta a fost frântă. Because you knew you were hurting my heart. Pentru că tu știai atunci că răneai inima mea.
focus of your sorrow was me. Focusul întristării tale era mie. That was the sorrow that produced the repentance care a produs pocăința that led to your freedom. Și aceasta te-a condus spre eliberarea ta. That's where you clap. Acum ar fi bine să aplaudați. So Paul says to this church. Deci Pavel spune bisericii. Don't you realize? Nu înțelegeți? That those who do wrong, că cei ce fac răul, will not inherit the kingdom of God. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați singuri. Those who indulge in sexual sin, cei ce se lasă purtați de păcatul sexual, or commit adultery, sau cei ce comit adulter, or are male prostitutes, cei ce se prostituiază, or practice homosexuality, sau practică homosexualitatea, or are thieves, sau hoții, or greedy people, sau cei lacomi, or drunkards, sau bețivi, or abusive, sau cei samavolnici, or cheap people, sau cei care înșală pe alții. Do you read that list? Ați văzut lista asta? None of these. Niciunii dintre aceștia. None of them. Niciunii. Will inherit the kingdom of God. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Jesus makes this statement that I think is riveting. Iisus a făcut această afirmație care cred. Matthew 7:20 says you can identify people by their actions. Matei 7:20 puteți identifica oamenii după acțiunile lor. There's a lot of people that don't want to be identified by their actions. Sunt mulți oameni care nu vor să fie identificați după faptele lor. Yet that's how Jesus said you identify first. Dar Iisus a spus că așa îi cunoști cei mai bine pe oameni. Oh, did I go through this when my kids went to Christian schools? Oh, dacă am trecut prin asta când copiii mei mergeau la școli creștine. After night, noapte după noapte. Lisa and I would look at our boys. Eu și cu Lisa ne uitam la băieții noștri. How do you know these classmates are Christian? Și spuneam, după ce îți dai seama că colegii tăi sunt creștini? Their families are 5 generations of Christians. Pentru că familiile lor sunt creștini la a cincea generație? No, sir. Nu, domnule. Is it because their dad's a pastor? Pentru că tatăl lor e pastor? No, sir. Nu. Is it because their dad's an elder? E cumva pentru că tatăl lor e presbiter în biserică? Nu. How do you know? Cum poți să știi? By their actions. După acțiunile lor. I was addressing a woman who works for an international ministry. Vorbeam cu o femeie care lucrează pentru o organizație internațională. She's in her early 30s. She's a single mom. Are 30 de ani aproximativ, este o mamă singură. She was sleeping with her boyfriend. Și femeia aceasta trăia cu prietenul ei. He's also in ministry. Care și el era lucrător. And I just started reading scriptures from the New Testament. Și am început să le citesc versete din Noul Testament. Okay, scriptures like Hebrews 12:3. Versete precum Evrei 12:3. The marriage bed's undefiled. Patul să fie nespurcat. But those who engage in premarital sex and adultery, God will judge. Pentru că cei care trăiesc în imoralitate, în adulter, Dumnezeu îi va judeca. And every scripture I read to her, și pe măsură ce citeam câte un verset, she said, but. Ea spunea, dar. So I'd read another one. Așa că le citeam un alt verset. She said, but. Și ăsta spunea, dar. Another one. Și iarăși spunea, dar. But. Iarăși spunea, dar. Finally, în cele din urmă, she was exasperated. A fost exasperată. She put her hands on her knees. Și a pus mâinile pe genunchi. She said, but John. Și a spus, dar John. God knows my heart. Dumnezeu îmi știe inima. I said, whoa. A spus, oh, oh. Do you have to take a drill trebuie and bore a hole into the center of a tree? Poți să iei un burghiu și să faci o gaură în miezul unui copac? The heart of a tree. Să ajungi până în miez. To figure out if it's a good tree or not. Ca să-ți dai seama dacă e un pom bun sau rău? Just look at its fruit. Te uiți la roade. You know, I was in prayer one day. Într-o zi mă rugam. The Holy Spirit said this to me. Și Duhul Sfânt mi-a spus. Said, son. Fiule. Did you notice? Ai observat? That Jesus never said to one of the 7 churches in the book of Revelation. Că Iisus n-a spus vreunia dintre cele 7 biserici din Apocalipsa. I know your intentions. Îți cunosc intențiile. He said, I know your works. El a spus, îți știu faptele. I know your actions. Îți știu acțiunile. Because by our actions. Pentru că prin acțiunile tale. We're identified. Vei fi identificată. It sure is quiet in this Anglican church right now. Acum suntem într-o biserică liniștită anglicană. Then he made this statement. Apoi Iisus a făcut următoarea afirmație. Not everyone. Nu oricine. Who calls out to me. Care strigă către mine. So these words are all red. Cuvintele astea sunt toate scrise cu roșu în Biblie. So me can't be Buddha. Adică acel eu nu-i vorba de Buddha. He's saying not everybody who calls out to me Jesus Christ. El n-a spus cel care mă cheamă pe mine Iisus Hristos. Lord, Lord. Cel care spune Doamne, Doamne. Lord is emphasized because you know the way Christians always are Lord this, the Lord that. Doamne, știți, creștinii folosesc des cuvântul ăsta, Domnul sus, Domnul jos. Will enter the kingdom of heaven. Va intra în împărăția cerurilor. He just bashed a hole in our western
gospel tradition. Prin asta Iisus a dat la o parte, a făcut o mare gaură în tradiția noastră vestică. All you have to do tot ce trebuie să faci is get somebody to say the prayer. Este să-i spui cuiva să se roage după tine rugăciunea păcătosului și a intrat în cer. No, he said not everybody prays the prayer. El a zis, nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în ceruri. So my question is, who's going to heaven? Și atunci întrebare, cine va merge în ceruri? He answers. El răspunde, only those who actually do the will of my Father. Numai cei care fac voia Tatălui meu. In heaven will enter. Din ceruri vor intra. Now whoa. Stați puțin. That sounds like works. Aici e vorba de fapte, mântuire prin fapte? No. It's called evidence. Ci aici sunt dovezi. Here's the truth. Ascultați adevărul. I tried to get free from pornography and lust in my own strength. Eu am încercat să mă eliberez de sub pornografie și poftă prin propria mea putere. I tried and failed. Am încercat și am eșuat. I tried and failed. Am încercat și am eșuat. I tried and failed. Am încercat și am eșuat. I tried and failed. Am încercat și am eșuat. Then I discovered God's grace. Și apoi am descoperit harul lui Dumnezeu. And I found out. Și am descoperit that the grace of God. Că harul lui Dumnezeu not only saves me. Nu doar mă mântuiește. It's not only a free gift. Nu e doar un dar gratuit. Only forgives my sins. Nu doar că-mi iartă păcatele. But it empowers me to do what I couldn't do in my own ability. Și mă puternicește să fac ceea ce n-aș fi putut să fac cu propriile mele puteri. God said to the apostle Paul. Dumnezeu i-a spus apostolului Pavel. My grace is sufficient. Harul meu îți este îndeajuns. For you. Pentru tine. Because my power. Pentru că puterea mea. So God refers to his grace as his power. Deci Dumnezeu se referă la putere și la har. Works best in your human inability. Acestea lucrează cel mai bine în slăbiciunea ta umană. Ooh, I just preached myself happy. Simt că-mi vine să predic. See, if I put a knife in a wall socket. Vedeți, dacă eu aș lua un cuțit și l-aș băga în priză. And I live. Și trăiesc după asta. That means there's no power in that socket. Asta înseamnă că în priza aia nu e curent. But if you're burying me 3 days later, dar dacă mă îngropați la 3 zile după ce am băgat cuțitul acolo, that means there's power in that socket. Asta înseamnă că era curent în priză. Jesus saying, Iisus spune acolo, the evidence, dovada, somebody truly has grace in their life, că cineva are cu adevărat harul lui Dumnezeu în viața lui. Is they're going to do the will of God? Este că va începe să facă voia lui Dumnezeu. And you can't fool me anymore in church. Și nu mai poți să păcălești pe nimeni în biserică. You can't fool me anymore. Nu mă mai poți păcăli. Because I've seen people in prisons. Clean up faster than many people in church. Pentru că am văzut oameni în închisoare care s-au curățat de păcatul lor mai repede decât unii care erau în biserică. They got a hold of Jesus. Oamenii aceia l-au apucat pe Iisus. Is they are living the life that God has called them to live in the prison. Și dovada a fost că ei trăiau viața pe care Dumnezeu i-a chemat să o trăiască chiar acolo în închisoare. Because they truly repented. Pentru că ei s-au pocăit într-adevăr. Why Paul says to this church finally, examine yourselves. De aceea Pavel spune celei din urmă bisericii, cercetați-vă pe voi înșivă. See if you really do have faith. Să vedeți dacă sunteți în credință. Put the knife in the socket. Cu alte cuvinte spune, băgați cuțitul în priză. Figuratively speaking. Figurativ, nu vă apucați să faceți. He said, because some of you don't know God at all. Pentru că zice, veți vedea că unii dintre voi nu-L cunoașteți deloc pe Dumnezeu. He's talking to the Corinthian church. El vorbește bisericii din Corint. So Jesus said, așa că Iisus a spus, on judgment day, în ziua judecății, many, mulți,